Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Voi face o nouă etalare în trei variante cu tarotul Gemon pentru relații, pentru dragoste, pentru a vedea dacă se gândește la voi persoana iubită. Cum vă vede aceasta pe voi sau ce dorește de la această relație, dacă dorește ceva de la relația dintre voi. Cum vede relația între voi, ca să spunem cu alte cuvinte, și dacă va fi ceva în viitor între voi. Așadar, alegeți-vă varianta cu care rezonați. Am folosit inimioarele pentru că vorbim de dragoste. Varianta prima este inimioara verde, a doua este inimioara roz și a treia inimioara roșie. Așadar, concentrați-vă pe întrebarea voastră referitor la partenerul vostru, ce simte pentru voi, ce vrea de la relația dintre voi, dacă vrea ceva din relația voastră și, sau dacă vrea ceva cu voi, o relație și ce va fi în viitor între voi, dacă va fi ceva sau nu va fi nimic. Așadar, voi începe pentru început cu prima variantă, varianta inimioarei verzi. Să vedem ce spun cărțile de tarot despre relația cu această persoană la care vă gândiți, dacă poate fi ceva sau nu, dacă se gândește la voi, cum vede aceasta, practic, relația cu voi, dacă vede o relație cu voi. Să vedem. Aici mi apare o chestiune și legată de lipsă de moralitate, de credință, de încredere, de respect reciproc, poate. Este și o perioadă mai proastă, poate și o perioadă în care vă considerați voi sau cealaltă persoană ghinionii sau sub semnul ghinionului, să zic așa, pentru că mi-a ieșit roata norocului care a ieșit în poziția ei negativă și mi-a ieșit și vă duce influența săgetătorului ca și zodie sau ca și ascendent, deci poate că dacă sunteți voi săgetători sau aveți ascendent în săgetător, voi singuri acum nu sunteți suficient de puri, nu sunteți suficient de credincioși, nu aveți suficientă încredere sau nu aveți sau e posibil să nu aveți sprijinul unei persoane, acea persoană să nu aibă înțelegere pentru voi, să nu aibă, vedem ce este. În orice caz, să vedem ce se întâmplă. Deci, pe prima parte va fi femeia. De fapt, nu. Va fi ceea ce gândiți voi, ceea ce vedeți voi din relație. Și pe partea a doua va fi ceea ce vede cealaltă din relație. Și să vedem și care va fi evoluția relației voastre. Dacă va fi o relație. Voi aici sunteți cu poate într-o stare de depresie, de singurătate, de neliniști, de temeri, poate, de frici, da? De niște. Există și niște energie ascunse, negative, poate, o influență astrală, așa oarecum negativă. O situație rac, văd aici un rac sau ceva, o situație, așa vedeți voi situația, deci cum vedeți voi persoana respectivă. O vedeți poate că aveți teamă de această persoană sau de această relație sau vă e frică că pierdeți, că nu veți fi împreună, poate există niște dușmănii ascunse sau sunteți într-o ceartă, într-o dușmănie cu această persoană sau aveți dușmănie, poate chiar persoana respectivă, pentru că și voi și el aveți aceleași temeri, vreau să spun. Voi mai puțin, poate, că voi aveți o intuiție mai profundă. Dar ieși și celelalte persoane, ieși aceeași carte, ieși tot luna. Dar acestei persoane ești în schimb în poziție negativă. Deci cum vă vede pe voi, practic, are teamă de voi. Vă vede poate o persoană negativă, o energie negativă. Deci voi mai puțin îl vedeți pe el negativ cât vă vede el sau ea, mă rog, vă vede de negativ pe voi în această relație. Sau poate să spun că mai degrabă, poate vă vede ca pe o persoană feminină care vă doriți copii, care aveți copii, dar este vă vede poate într-o stare de depresie, de melancolie, de tristețe, de niște
amintiri neplăcute care vă împiedică practic să aveți o stare de liniște și să acceptați realitatea, poate să fie și acest lucru, vă vede poate ca pe o persoană, ca pe o mamă sau ca pe o persoană cu care nu poate avea o relație liniștită. Vă vede ca pe o persoană care nu îi aduce satisfacția de care are nevoie. Da? Voi aici, în schimb, sunteți poate mai degrabă și într-o stare de visar, de iluzie. Da? Deci, pentru voi, poate, sunteți într-o stare de iluzie. Voi aveți mai mult o relație la modul iluzoriu. Deci, nu există realitatea, atâta relația între voi. Așa îl vedeți voi pe această persoană, că este mai mult în imaginația voastră, de fapt, decât în realitate. Deci mai mult, poate doar o vedeți mai mult în imaginație, deci nu vă întâlniți în realitate, poate să fie și o astfel de situație. Iar el vă vede ca pe o persoană care poate aveți sentimentele în schimbare sau se simte sau sunteți o persoană șelătoare, da? Deci poate să fie vorba și de, vă vede că o persoană care nu-i sunte suficient de sinceră în această relație, poate să fie și astfel de situație. Cum se vede, cum vă vedeți voi pe voi înșivă? Voi vă vedeți ca o persoană, ești împărăteasa, ceea ce îmi spune că influența unei balanțe aici, sau ascendentul în balanță, ceea ce îmi spune că vă vedeți ca pe o femeie inteligentă, dar nu suficient de determinată. Poate să fiți o femeie divorțată, despărțită, da? Deci o persoană care vă place să studiați, o persoană inteligentă, dar sunteți poate într-o parte puțin mai negativă, nu sunteți suficient de sinceră, poate sunteți într-un și oarecum prea vorbăreață, poate că vă folosiți inteligența într-un mod greșit, poate sunteți puțin prea răutăcioasă, prea malițioasă, poate căutați puțin prea crudă, poate, mental, așa, sunteți o persoană mai crudă, dar sunteți o persoană care poate într-un fel sau altul vă face și rău vouă înșivă, dar și celor cu care aveți de-a face. Poate să fie și acest lucru și vă vedeți că practic voi vă vedeți că nu aveți comunicare, nu puteți să comunicați cu persoana iubită, nu reușiți, nu îndrăzniți. Poate nu sunteți suficient de, n-ați fost suficient de sinceră cu persoana iubită, poate, sau ați fost, să zic așa, n-ați reușit să intrați în grațiile persoanei iubite. Cum se vede el pe el însă? Și el se vede ca pe o persoană singuratică, părăsită, abandonată, neînțeleasă, poate. Este și el într-o stare de tristețe, de melancolie, de singurătate. Este într-o stare de inerție. Se vede pe sine ca pe o persoană care nu mai are voință să facă nimic. Se simte poate și într-o stare de singurătate mizantropică, de nevoie de, are nevoie să fie, să autocompătimească, poate într-un fel sau altul. Posibil să nu mai, să nu folosească, să se vadă ca o persoană care nu are relații decât pasagere, să zic așa, deci nu are relații de mai degrabă își dorește să se retragă din lume. Vrea să refuză practic să aibă contact cu alte persoane din teama de a se confrunta cu voi, poate chiar are teamă și el ca și voi, nu reușește să comunice, este teamă să comunice cu voi, este teamă să se întâlnească cu voi. Așa se vede el pe sine, sau are teamă să se îndrăgostească, poate, da? Deci este într-o stare de tristețe, de pesimism, poate chiar de depresie și el sau ea, da? Deci totuși trebuie să stea, sau poate este o persoană care este prea rigidă, are niște idei fixe și aceasta, practic, eu poate am și o persoană mai avară, o persoană mai egoistă, o persoană care îi lipsește empatia, înțelegerea. Deci el se vede pe el că nu are suficientă empatie pentru ceilalți.
cum vede raportul cu voi, cum vedeți voi raportul cu cealaltă persoană, voi vedeți aici ca pe destinul vostru, voi vedeți că este ca, să zic așa, visul vostru, persoana cu care voi v-ați împlinit toate visele, da? Este, sau vedeți că e o persoană populară, o persoană pozitivă, o persoană frumoasă, o persoană armonioasă care vă dă o stare de bine, vă aduce fericire, voi așa vedeți relația cu cealaltă persoană, pentru voi asta reprezintă idealul, steaua voastră, destinul vostru, sufletul vostru pereche. Cealaltă persoană, în schimb, vede că raportul între voi este întrerupt. Nu există comunicare în acest moment, poate, da? Deci există, poate, niște neînțelegeri sau niște nepreocupări. Nu are satisfacție în această relație sau nu a reușit această relație să se pună pe picioare, ca să zic așa. Așa vede raportul cu voi, da? Deci că nu s-a legat nimic, cum ar veni. Nu a reușit nimic, cu toate că ați fi putut avea mare succes, pentru că lumea, în partea ei pozitivă, reprezintă succesul absolut, este cea mai pozitivă carte din tarot. Dar faptul că ea ieșit în partea negativă a ei, vorbește despre faptul că lipsește nici o comunicare. Nu ați știut să, în acest raport nu a avut comunicarea necesară. Nu a plecat, nu s-a pornit, să zic așa, da? Deci, n-a dus nicăieri. Da? Și ce se va întâmpla în viitor? Mă tem că nu va fi nimic între voi, pentru că mi-apare aici turnul și în poziția sa răsturnată și asta reprezintă chiar și avertismentul unui pericol, a unei despărțiri, certuri, discuții, pot să fie și niște intrigi la mijloc, niște dușmănii. Este vorba despre un raport care nu funcționează. Între voi vor fi de decepții, să zic așa, sau o dragoste problematică, cu probleme, o relație care este destinată să se termine, da? Deci ea nici n-a început și să și termină, spre exemplu, sau de la bun început au fost semne că nu va dura această relație, sau au avut, în orice caz, vă așteaptă decepție în această relație, ceva va vă da, unul pe altul vă decepționați, nu, amândoi sunteți practic, aruncat din turn înainte de frică, ca să zic așa, de frica de a nu îndrăzni să mergeți împreună la drum, să faceți un anumit lucru împreună, să fiți împreună. Fiecare și-a făcut altceva de frică, s-a comportat urât de frică, a fugit de frică, n-a vrut relația sau nu știu. I-a fost teamă de să se confrunte, să zic așa, pentru că era ca și cum v-ați fi privit în oglindă, pentru că stelele îmi vorbesc de suflet pereche și aici v-am zis, luna v-a ieșit același lucru. Deci voi v-ați ieșit, practic sunteți ca în oglindă și vă reflectați părțile care îi lipsesc celuilalt sau care nu îi place celuilalt în el, știți? Voi ați văzut în el ceea ce vă place, iar el a văzut în voi ceea ce nu-i place, să aibă el, să fie el, știți? Și de aceea există această frică, voi de frică, voi nu v-ați văzut, el când s-a uitat la voi, v-ați văzut partea negativă a voastră, iar el când s-a uitat la voi, a văzut partea frumoasă a sa și s-a văzut mai frumos decât voi sau mai bun decât voi și invers, da? Atunci pentru voi de aici a plecat frica și nu, relația nu va continua. Dacă în acest moment sunteți împreună, oricum e o relație problematică și nu va fi destinată succesului. Deci dacă sunteți căsătoriți, duce la divorț, dacă sunteți prieteni, oricum duce la despărțire. Există și într-adevăr și niște intrigi, niște răutăți care au condus pe acest rezultat într-un fel sau altul și de o parte și de alta. Și haideți să vedem la a doua variantă, varianta luminarei roz, cum va fi între voi această relație, ce gândește această persoană, cum vă vede, ce simte pentru voi. Dacă simte ceva, aici mi-a ieșit împăratul și temperanța, partea ei negativă, temperanța, în orice caz este influența unui berbec, văd aici, este vorba despre un bărbat, soț, tată, prieten, iubit, nu știu, cineva, un bărbat care are o importanță în viața voastră sau chiar voi sunteți acest bărbat și aici temperanța vorbește de o persoană echilibrată și împăciuitoare, sau vă trebuie mai multă relaxare, vă trebuie mai multă armonie, poate o lipsă de armonie cu o anumită persoană, fie voi nu aveți suficientă armonie, fie relația de cuplu nu sunteți într-o stare de armonie. Și să vedem voi,
Să vedem cealaltă persoană. Și să vedem ce va fi în viitor între voi. Cum îl vedeți voi pe partener? Voi, va ieși, aici va ieși lumea, e lumea voastră, universul vostru, dar din păcate va ieși în poziție răspunătoare ceea ce spune că îl vedeți poate ca pe o persoană care întrerupe relația cu voi sau nu comunică suficient de bine sau îl vedeți ca pe o persoană care, cu care ați vrea să faceți, v-ați dorit toată, să fie toată lumea voastră, adică să simți că totul este perfect cu această persoană, dar din păcate îl vedeți că nu comunică suficient, nu aveți voi suficientă comunicare, înțelegere unul cu altul, nu reușiți să vă puneți în acord în ceea ce faceți. Sunt înțelegeri între voi, nu vă aduce satisfacția care o doriți voi, nu vă creează lumea pe care o vreți voi, nu vede lumea așa cum o vedeți voi, nu are aceleași idealuri ca și voi, ca să zic așa, dar sunteți preocupați, îl vedeți, vă aduce preocupări această persoană, să zic așa, și el cum vă vede pe voi? Pe voi vă vede ca pe o femeie puternică cu energie, el sau ea, deci vă vede ca pe o persoană puternică, ca pe o persoană cu forță, mai ambițioasă, mai determinată sau că aveți nevoie de această forță, determinare, că sunteți o persoană care poate dori să-l dominați, poate să dominați, poate și acest lucru să fie, deci influența unui leu, poate își dorește să fie, gândește despre voi că sunteți o persoană care aveți totuși o energie puternică, pozitivă, dar sunteți poate o persoană care doriți să dominați relația. Cum vă vedeți pe voi? Pe voi vă vedeți acum într-o stare oarecum blocați, înlănțuiți, într-o stare de energie negativă, va ieși diavolul în partea sa negativă, practic, ceea ce îmi vorbește despre faptul că aveți o energie poate foarte scăzută. Sunteți, poate, vă simțiți, vă vedeți pe voi trădați, vă simțiți că sunteți mințiți, că nu aveți parte de dragoste clară pe față, sau poate unele dintre voi vă este teamă și că sunteți însărcinate, că ați rămas însărcinate, sau vă este teamă de a vedeți pe voi ca o persoană care vă e teamă să rămâneți însărcinate. Vă vedeți ca pe o persoană care nu aveți succesul pe care vi-l doriți voi, că nu reușiți poate să o manipulați pe această persoană, poate să fie și acest lucru, că nu reușiți să o determinați să facă ce vreți voi, să fie cum vreți voi. Așa vă vedeți voi pe voi, știți? Vă vedeți ca pe o persoană care nu puteți să faceți ce vreți voi. Poate și acest lucru, că aveți niște momente dificile în viața voastră, poate și datorită trecutului vostru și din această cauză poate nici relația nu funcționează. Aveți niște slăbiciuni poate de caracter sau poate niște comportamente agresive excesive, da? Care practic vă creează niște obstacole în viață. Sunteți poate o persoană prea ambițioasă sau prea egoistă sau poate că aveți o stare de delir uneori și vedeți în toată lumea poate dușmani, da? În orice caz, e posibil ca și din punct de vedere sexual să aveți o problemă aici, frică de sexualitate sau aveți probleme de sănătate din acest punct de vedere. Există o stare, poate că aveți în corpul vostru o anumită problemă de sănătate care vă creează această stare de disconfort și acest lucru vă dă stări de iritare, probabil poate aveți probleme nervoase. Deci sunteți o persoană puțin cu probleme, aveți o energie negativă, să știți, nu excesiv de negativă. Ar trebui cumva să vă temperați, că va ieși din tăierea acea temperanță, să încercați să vă echilibrați, că e posibil să vă lipsească echilibrul. Sunteți poate dezechilibrați în acest moment din cauza acestei relații. Poate să fie și acest lucru. Cum se vede el pe el? Iar din nou leu, tot energia leului mi-a ieșit. Aici mi-a ieșit, el se vede o persoană pe el strălucitoare, el sau pe ea. Cine se vede o persoană veselă, o persoană optimistă, o persoană care are succes, o persoană care reușește să-și împlinească visele sau în sfârșit lucrurile încep să-i meargă bine. Se vede că în sfârșit a început să se realizeze, în sfârșit a început să vadă soarele. A venit și soarele pe strada sa, să zic așa.
cum vedeți voi relația cu această persoană? Din păcate o vedeți distanțată, ruptă, poate sunteți chiar despărțiți la distanță unul de altul. Aveți poate și o stare de depresie, o stare de singurătate, doriți parcă să fugiți de toată lumea sau că nu aveți prieteni, că nu sunteți înțeleși, că sunteți, nu sunt, nu, că nu ați, că nu v-a folosit poate la din punct de vedere sexual, că de aici mi-a ieșit și această energie. Deci voi pe toată partea sunteți într-o stare de energie negativă, de lipsă de comunicare, de lipsă de relații sexuale care să vă aducă satisfacții, mai degrabă o stare de manipulare, energie negativă, da? Folosite, folosiți, v-ați simțit folosiți sau nu v-a adus satisfacția de care voi aveați nevoie. Da? Deci nu se realizează familia, nu v-ați vedeți că această relație practic nu v-a adus familia pe care voi v-ați dorit-o, nu v-a realizat visele, ci sunteți despărțiți acum, poate știți, sau într-o stare de singurătate, chiar dacă sunteți în cuplu, aveți această, stai, mai degrabă vreți să vă retrageți, să vă simțiți cumva nedreptățiți, într-o depresie, într-o stare de, într-o nevoie în care trebuie să, poate într-o stare prea de mare rigiditate, nu vreți să vă schimbați nimic din felul vostru care de a fi. Da, deci nu aveți suficientă înțelegere sau voi nu reușiți să empatizați cu cealaltă persoană. Da? Atenție că posibil să fie și probleme de sănătate, la voi am spus și de, mai devreme, poate chiar și o stare de nesomn, de insomnie, da? Din cauza de și o stare de depresie. Ar trebui poate să nu permiteți nimănui să vă facă să aveți dubii asupra voastră. Și iar el vede raportul cu voi, despărțirea mi-a ieșit balanța, mi-a ieșit judecata, practic, și influența unei balanțe, sau vorbește despre, nu despre balanță, despre vărsător. Mi-a ieșit o relație în care vorbește despre faptul că poate voi sunteți acum, el vede că nu a reușit să comunice, să primească veștile pe care le aștepta. Judecată îmi vorbește despre semnul peștilor. Vorbește despre faptul că nu a primit veștile care le primea, nu a primit ceea ce îi trebuia, ceea ce vroia. Vede relația ca pe, cum să zic, ca pe o karmă negativă, ca întâlniri negative între voi, poate. Vede relația ca într-o stare de criză, ca de o separare sau de divorț chiar. Da? Deci vede relația ca și cum sunteți dușmanul său, nu sunteți prietenul său, în orice caz nu este. Iar în viitor aici mi-apare nebunul. Poate să existe situația în care să vă fie unul, fie altul, să vă aruncați în brațele altcuiva, să o luați de la capăt, poate unii mai există o șansă a unui nou început, dar și o stare între voi de nebunie, să zic așa. Da? Deci o stare în care trebuie să fiți toți atenți. Pentru unii poate să-mi zis, dacă sunteți în relație, să fie o altă persoană la mijloc. Da? Să fie dorința de a avea pe altcineva, de a mai fi cu cineva, iar pentru alții să fie faptul că își dorește să plece la drum, sau asta este, așa va fi în viitor. Există șansa unui nou început, fiecare să-și înceapă viața singur, separat, dar mai într-un sens pozitiv. Da? Cam asta este ce pot să spun și pentru a doua variantă și haideți să vedem la a treia. Ce se întâmplă între voi, cum vă vede cealaltă persoană, cum vă vedeți voi pe ea. Da? Ce gândiți voi despre voi și ce gândește despre relația voastră. Aici se vorbește și la voi papesa, o femeie, dar din păcate influența unei femei posibil să fie negativă, că și partea e negativă, o femeie care are lucruri de ascuns, niște secrete sau poate să fie o femeie intrigantă. Să vedem. Aici mi-a ieșit împărăteasa și papa, ceea ce îmi spune că poate să fie vorba despre o relație spirituală, o relație de respect reciproc, o relație cu o persoană inteligentă, o persoană care cunoaște multe, cu multă înțelepciune, sau este o chestiune și legată de spiritualitate și religie în această relație. Și să vedem voi și cealaltă persoană. Ce va fi între voi? Ops, fuge o carte. Cum
vedeți voi cealaltă persoană. O vedeți ca pe o persoană care ori e mai puturoasă, mai lene și n-are chef de nimic. Este o persoană care poate are niște, cum să spun, e o persoană ea norocoasă așa de fel, dar sau poate vedeți că o persoană manipulativă, care manipulează situațiile, care jonglează cu situațiile, care are niște vicii, niște defecte, nu este suficient de generoasă, poate e mai egoistă. E o persoană care jonglează cu situațiile, cu relațiile, da? Deci nu este, e un magician, da? Vrea să facă lucrurile să, așa cum vrea cealaltă persoană. Poate să fie vorba de cineva din Gemeni. Magicianul vorbește în general sub carte pozitivă, norocoasă, o persoană care are inteligentă, curajoasă, dar din păcate este foarte posibil să-și folosească inteligența și curajul într-un sens mai negativ. Poate să fie mai o persoană care dorește să îmbogățească, mai nesinceră. Este o persoană care pur și simplu o vedeți ca și cum vă creează neplăceri, poate, într-un fel. Poate să vorbească și despre faptul, o vedeți ca pe o persoană, ca pe o persoană care, cu care relația s-a terminat sau va creat iluzia de că vă iubește sau că e o relație bună. Sau este vorba despre faptul că o vedeți ca pe o persoană care a greșit, care a făcut multe greșeli. Ca să zic așa, cum vă vede cealaltă persoană pe voi, mi-a ieșit soarele aici, mi-a ieșit într-o seară, tot în poziție negativă, aici văd influența unui leu și îmi vorbește despre faptul că poate aveți lipsă de, vă vede ca pe persoană care îi lipsește căldura umană. Deci nu mai aveți, v-ați răcit poate, vă vede ca pe o persoană care v-ați răcit, nu mai vreți să mai aveți, să vă mai arătați sentimentele. Vă vede ca pe o persoană cu care poate în acest moment nu comunică suficient de bine. Vă vede ca pe o persoană care nu împărtășește sentimentele sau ca pe persoană cu care, pe care, care l-a strădat sau vede relația, vă vede ca pe persoană cu care are probleme sau ca, vă vede ca pe persoană care aveți probleme cu sexul opus, persoane care v-ați închis, da? Deci nu vreți să fiți împreună cu această persoană sau nu vreți să comunicați cu alte persoane. Poate să fie și acest lucru, v-ați închis, ați pus o barieră între voi și lume, ca să zic așa, nu sunteți suficient de călduroasă cu cealaltă lume, nu aveți suficientă înțelegere. Da, deci, iar cum vă vedeți voi pe voi? Vă vedeți ca o persoană frumoasă, deșteaptă, care vreți să vă urmați destinul, vă doriți sufletul pereche, vreți să vă împliniți o dorință, dorințele. Da, deci, vă vedeți ca pe o persoană echilibrată, împăciuitoare, o persoană care vreți să aveți, să faceți mult bine, să fiți, să vă urmați steaua voastră, destinul vostru. Iar cealaltă persoană, pe ea se vede ca pe o persoană care are probleme, are niște greutăți, o catastrofă, poate se vede ca pe o persoană și izolată, oarecum în acest moment, poate are și niște vești neplăcute, ceva care îl cutremură, l-a dat peste cap, ceva care are o stare de energie negativă, dușman, poate are și probleme, certuri, discuții, divorț, poate chiar se vede pe sine într-o situație de divorț, de despărțire. În orice caz nu stă foarte bine nici cu sănătatea și nici cu relațiile cu ceea ce are el în viață sau ea. Cum vedeți voi raportul cu cealaltă persoană? Aici mi-a ieșit forța, lipsește ambiția, determinarea de a mai fi împreună, voința de a mai fi împreună, ca și cum nu s-a dorit să fiți împreună nici cealaltă persoană, nici voi poate n-ați avut suficientă ambiție și nici ceilalți poate n-au, ați avut niște obstacole, da? Deci nu ați fost sau nu ați fost suficient de determinați, de nu ați avut scopuri comune poate să fiți împreună. Văd aici tot influența unui unui leu sau da, sau săgetător, poate să fie mai degrabă leu. Da, văd faptul că n-ați fost capabil să dominați evenimentele, să zic așa, în această relație. Sau vedeți cealaltă relație cu multe slăbiciuni, cu multe probleme, cu multe contradicții. O relație posesivă, poate, dominantă, dură, poate, agresivă, poate, într-un fel sau altul. Ceva care să vă constrângă, niște constrângeri negative în orice caz.
Da, deci o relație în care va da multă furie, multă supărare și ori voi, vouă, ori cealaltă persoană avea multă furie, multă supărare față de voi, da? Este practic o carte care îmi vorbește despre faptul că nu trebuie să forțați situația în această situație, chiar să nu, adică să nu mai continuați poate această relație. Pentru că există niște provocații aici, există niște riscuri în această relație și aici văd, iar el vede relația aici ca pe un blocaj. Este un blocaj în această relație, nu există sentimente împărtășite, nu există comunicare, poate se simte sacrificat aici sau consideră că ar face, își riscă de anumite lucruri și sacrifică anumite chestii ca să poată să, dacă ar mai continua, deci nu vede relația, e o relație blocată, despărțită. O vede, ca să zic așa, văd influența peștilor. Deci este o relație care nu e destinată să aibă sau așteaptă, mai are nevoie de a aștepta să vadă ce se va întâmpla mai departe. Poate să fie și astfel de situație, să se verifice, are nevoie să se verifice ce se întâmplă mai departe cu această relație, iar între voi mai pe viitor nu cred că va fi nimic, pentru că mi-apare influența unui bărbat în sens negativ aici, papa, că e vorba de tată, de soț, de prieten, de el însuși, ca bărbat, dacă este, sau altcineva din afară. Este vorba despre o persoană care nu este favorabilă acestei relații. Este lipsă și incapacitate, practic, de înțelegere, de compasiune în această relație între voi. Este vorba și de o moralitate, de o meschinitate. Este vorba și de o neînțelegere. Lucru care se bazează pe niște chestii, poate de ce zice lumea, cum zice lumea, e vorba și de niște intrigi, de niște lucruri de neînțelegeri și de fanatism chiar într-un anumit sens, da? Poate e și diferență de religie, poate la unii dintre voi aici, sau chestiuni legate de religie, da? Deci nu duce, pe toate planurile va reduce dezastru, deci v-am zis că va ieși deja turnul această situație. Deci poate să vă mai ales pe el să-l afecteze chiar să fie poate închis, pentru că papa îmi vorbește și de autoritatea statului, da? Deci între voi relația poate așa ajungă chiar în fața autorităților statului, acum fie că e vorba pentru divorț, fie că e vorba pentru altceva, dar pentru că nu există comunicare, înțelegere, nu, fiecare are alte scopuri, ca să zic așa, și există multă intrigi, înșelătorii, falsitate, da? Deci nu. Pentru că și voi îl vedeți că e ca un magician, cineva care manipulează, care încearcă să câștige de pe urma voastră, să facă lucrurile necinstit. Cam asta e tot ce văd și pentru cei care și-au ales a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele pe voi și partenerul, partenera la care v-ați gândit și situația la care v-ați gândit și că și vă ajută aceste etalări. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții. Rețineți că sunt predicții generale, deci nu sunt în mod special adresate unei dintre persoane. Între voi, iar cei dintre voi care vă doriți o predicție personală pentru relația voastră de cuplu, îmi puteți scrie pe adresa de e-mail pe care o găsiți sub această etalare în descriere. Acestea fiind zise, vă mulțumesc și vă doresc în continuare o după-amiază plăcută și să fiți iubiți și să iubiți.